Una din noutățile aduse de ordonanța de urgență a guvernului Cioloș aduce un nou concept, acela de servicii la domiciliul cetățenilor. Cine și-ar fi închipuit vreodată că statul la cozi interminabile în picioare, în frig sau căldură și poziția ghiocel în fața funcționarului de după un ghișeu agasat și plictisit poate fi înlocuită cu un serviciu public la domiciliul cetățeanului. Iată că se poate și în România. Noua ordonanță de urgență a guvernului Cioloș are în o prevedere potrivit căreia un pașaport poate fi livrat și la domiciliul cetățeanului care a optat pentru acest lucru. Evident, un asemenea lux se poate face contra unui comision plătit la livrarea pașaportului. Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, nu doar acela de unde s-a depus cererea, cu condiția ca cetățeanul să fie optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele simple electronice se pot livra prin curier la adresa de domiciliu sau la reședință, în schimbul unei taxe suplimentare care se plătește la momentul primirii documentului. Noua măsură este cuprinsă în ordonanța de urgență a Guvernului Cioloș privind stabilirea unor măsuri de simplificare a procedurilor la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative elaborate de Guvernul Cioloș în această vară. Ordonanța în discuție va intra în vigoare odată cu elaborarea normelor de aplicare.